Întrunirea este întotdeauna o resursă importantă din punct de vedere spiritual și duhovnicesc. Am accentuat aspecte liturgice pentru o mai bună implicare a cadrelor didactice în viața parohiilor, pentru o mai bună implicare a cadrelor didactice și a preoților în programele cu tinerii, și apoi am căutat împreună să proiectăm alte programe, mai ales în anul centenar, care merge spre sfârșit, și nu în ultimul rând, gândindu-ne la proiectul de anul viitor, gândindu-ne la patrimoniul cel mai important, care este satul românesc, ne-am gândit la parteneriate între tineri și vârstnici, sub egida orei de religie, pentru a recupera tinerețea celor vârstnici ca experiență pentru entuziasmul celor tineri de astăzi. La întrunire au fost prezenți profesor dr. Vasile Timiș, inspector general în cadrul Ministerului Educației Naționale, profesorul Dan Mihai Gheorghiță, inspector general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Brăila și profesorul Elena Ciocârlea, inspector pentru disciplina religie în același județ. Pilonii existenței și a unui an de nota 10 pentru 2018-2019 la ora de religie vor fi spovedania, împărtășania, viața curată, lectura duhovnicească, aspecte pe care toți cei prezenți le-au accentuat. S-a vorbit foarte mult despre elev, despre educație, despre nevoia acestuia de a participa la activități în parohii și de a fi implicați alături de profesorul de religie la mult voluntariat și la viața bisericii. Ne gândim cu toții care sunt mizele educației religioase la început de secolul 21, care sunt dimensiunile discursului religios, care efectiv sunt plurivalente. Ne gândim la dimensiunea misionară soteriologică, dar totodată ne gândim la valențele, la implicațiile educației și experienței religioase în ceea ce privește modelarea caracterului și a personalității tinerilor. Ne gândim totodată la dimensiunile psihoterapeutice ale discursului religios, ale lecturilor religioase și, de ce nu, ne gândim și la abordările care țin de transdisciplinaritate în contextul provocărilor educaționale actuale. Iată, vorbim în acest context de realizări, de împliniri, dar desigur și de proiecte care se pliază pe necesitățile educaționale și sociale actuale. Întrunirea profesorilor de religie din județul Galați s-a desfășurat în sala de conferințe Melchisedec Ștefănescu din cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Am avut bucuria să discutăm câteva aspecte și probleme foarte importante pentru ora de religie, începând cu metodele de îmbunătățire a acestei ore, cu mijloacele moderne prin care putem realiza un act educațional religios, să spun așa, mult mai eficient și mult mai atractiv pentru copiii, pentru elevii noștri. Consătuirea profesorilor de religie este pentru noi evenimentul începutului de an școlar care ne unește și ne aduce împreună. Totodată este și o ședință de lucru pentru noi, deoarece am făcut o retrospectivă a anului școlar trecut și în același timp am stabilit direcțiile și programele pe care le vom desfășura pe parcursul anului școlar care abia începe. Ca de fiecare dată ne-am bucurat de prezența în mijlocul nostru a Înalpreasfințitului Casian, care pe lângă cuvintele de învățătură ne-a binecuvântat pentru a avea un an școlar plin de rezultate și de satisfacții, mai ales pe plan spiritual, satisfacții pe care nu le putem avea decât în mijlocul elevilor noștri cu care vom colabora pe parcursul următoarelor luni. Întâlnirea a fost extrem de instructivă și importantă atât din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere didactic și educațional. Sperăm ca alte întâlniri să aibă loc, mai ales în cercurile didactice metodice, și sperăm că parteneriatele dintre parohie și școală să lucreze în continuare în favoarea elevilor, a familiei și a unității noastre de credință.
La ambele consfătuiri a fost analizată situația orei de religie în contextul misionar actual și s-a pus accent pe exigențele și criteriile stabilite prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la îmbunătățirea actului didactic. De asemenea, s-a făcut o diagnoză a procesului educațional la disciplina religie pentru anul școlar 2017-2018. Pe ordinea de zi s-au aflat și aspecte privind aplicarea noii programe la clasa a 6-a, utilizarea metodelor moderne de predare, învățare și evaluare diferențiate conform nevoilor educative ale elevului, vizând dezvoltarea gândirii critice și diminuarea riscului de analfabetism funcțional, cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ 2018-2019, Ordinul Ministerului Educației Naționale numărul 3220 din 2018 privind structura anului școlar și Ordinul Ministerului Educației Naționale numărul 4203 din 2018 privind metodologia concursurilor și olimpiadelor școlare și programele școlare în vigoare. Pentru îmbunătățirea actului didactic în noul an școlar au fost făcute mai multe propuneri privind realizarea unui echilibru între didactic și spiritualitate la orele de religie, care să vizeze abordări diferite în pregătirea pentru viața de familie, precum și reevaluarea parteneriatelor cu parohiile și implicarea mai atentă a profesorilor de religie la programele bisericii. La final, Părintele Arhiepiscop i-a binecuvântat pe toți cei prezenți și le-a oferit iconițe.